Salut nucilor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi avem pentru voi un video super special. Este vorba despre prima ședință foto a Carolinei. Am făcut-o pe data de 17 august, când ea era bebeluș mic de tot. Însă a trebuit să așteptăm ceva timp ca să primim pozele, pentru că am vrut să împărtășesc deja câteva dintre ele cu voi, dar pe restul, care sunt multe, vă zic eu, le puteți vedea pe Instagramul meu, Cocos Cristina, dar și pe Instagramul Carolinei, Cocos Carolina Oficial, pentru că urmează să posteze fata, deci dacă nu urmăriți, urmăriți-o, pentru că are și ea Instagram. Ok, ideea este că am mers să facem ședință dintre aceea de newborn, adică pentru nou-născuți. Carolina era deja puțin măricică, pentru că nu eram sigură dacă să fac, să nu fac. Și ei bine, mă bucur atât de mult că am luat decizia de a face această ședință foto, pentru că aș fi regretat foarte tare. Și m-am documentat eu care ar fi fotografii din Timișoara și uite așa am dat de fotografa Mădălina Crăciun, pe care nucilor de cocos vreau să vă recomand super tare. Urmează să vedeți o ședință foto cum nu s-a mai văzut, să zic așa, adică pentru noi, pe lângă faptul că ne-am ales cu niște poze foarte faine, ne-am ales și cu o experiență minunată la care nu mă așteptam, dar vă las pe voi să urmăriți și mai povestim imediat după, da? Sunt aici la studio și voiam să vă arăt cât de drăguți are aici, sunt o grămadă de hăinuțe, toate culorile și deja am ales o secțiune pentru Carolina, așa cu roz, pentru că este foarte bine în roz. Dar ia uitați cât de multe chestii drăguțe sunt aici pe toate culorile. Ia uitați cât de frumoase sunt! Carolina este foarte cuminte, abia așteaptă să fie pozată. Vai! Dar ce avem aici? O grămadă de cordeluțe dintre astea și fundițe! Super cute sunt toate! Oh, și papucei, din câte văd eu aici, se pot face și pentru vârste mai mari fotografii, nu doar pentru nou-născuți. Și toată atmosfera e așa de drăguță aici. Ia uitați cât de multe hăinuțe și pentru mămici sunt aici! Nu doar pentru bebeluși. Eu deja mi-am luat o rochiță roz, dar nu asta. O rochiță roz așa de prințesă, o să mă îmbrac acuși ca să vă arăt, ca să fiu așa mămică de fetiță. Faci iubita noastră, ești pregătită să fii în centru atenției, da? Cum îți place ție? Faci nani? Ce ne place nouă aici? Și ia uitați, aici avem coșulețul în care Carolina va sta ca o păpușică cu minte, care este. Și aici mai avem încă un coșuleț foarte drăguț. Eu deja mi-am ales setup-urile pe care le-am văzut pe pagina ei de Facebook și coșulețele astea mi-au plăcut super tare. Și aici avem selecția de hăinuțe pe care le-am ales pentru Carolina. V-am zis că este foarte bine roz și astea sunt toate nuanțele de roz pe care le-am găsit aici și cu care o să o îmbrăcăm. Ia uitați ce căciuliță avem noi aici croșetată, cât de drăguță este. Doamne, deci abia aștept să văd cum o să stea. Și ia uitați aici ce tablouri super faine. Păi vă dați seama să faceți așa la copilaș. O să venim cu ea și când o să fie mai mare, pentru că prea faine sunt. Sunt foarte... Știi? Îmi pare rău că n-am venit aici când eram însărcinată să fi făcut. Chiar îmi pare rău, o să vin la următorul copil. Ia uitați cât de drăguțe sunt toate. Superbe sunt. Sunt minunate. Așa s-a fi făcut și mie. Thank you.
Deci, nutrilor de cocos, ce părere aveți despre ce tocmai s-a întâmplat? Eu și Felix, după cum vă spuneam, pe lângă faptul că știam că o să iasă niște poze foarte frumoase din câte văzusem noi, însă am fost atât de impresionați de femeia asta, de Mădălina Crăciun, pe lângă faptul că este o fotografă super, pentru că ați văzut ce poze incredibil de frumoase au ieșit și mai urmează să mai vedeți pe Instagram, pe lângă acest fapt, ne-a impresionat foarte tare cum se poartă cu copiii, adică ați văzut în momentul ăla când eu și Felix stăteam pe canapea și nu mai puteam de râs, pentru că noi atunci treceam printr-o perioadă extrem de grea cum e cu bebelușii la început, acum, sincer, ne-am mai revenit, adică ia uitați, m-am machiat, am pijama, faină. Dar casa încă nu este ordonată. Vreau să fac un video. Vreau să-mi ziceți un comentariu dacă vreți să fac un video cum este casa când ai un bebe, pentru că nu mai este ce a fost. Ideea este că am fost foarte impresionat de cum s-a purtat cu Carolina. Era într-o perioadă în care plângea destul de mult și nu prea puteam să-l liniștim cu nimic. Și chiar eram așa, până în dimineața aia, în dimineața ședinței foto, mă gândeam să-i dau un mesaj să renunț, pentru că nu știu dacă va fi liniștită, pentru că plângea. Și a fost atât de incredibil, pentru că am stat acolo 5 ore, vă zic, 5 ore am stat la ședința foto, pentru că așa este cu nou-născuți, nu faci foarte repede, e în funcție de bebe. A stat, a mâncat, a făcut pauză de masă de 2 ori și în rest îmi făceam griji că va plânge, dar când colo Mădălina a știut atât de bine cum se poartă cu Carolina, deci mai bine decât noi. Eu și cu Felix, după ce ne-am întors acasă, timp de vreo 2 săptămâni, vorbeam fiecare zi. Să-i dăm mesaj Mădălinei să vină până la noi. Să-i dăm să vină Mădălina până la noi să ne ajute. Uite, așa eram. Să țină puțin în brațe, să o liniștească. Ziceți-mi în comentariu dacă există oameni dintre ăștia care vin acasă numai ca să liniștească bebele. Glumesc. Chestia este că acum deja știm ce vrea, ce nu vrea, ne-am învățat, dar atunci era într-o perioadă în care eram terminat, nu știam deloc cum să ne purtăm cu ea și Mădălina a făcut minuni, ce-i drept are dintre asta experiență foarte mare de mulți, mulți ani cu bebelușii și a făcut o treabă minunată. Deci, dacă sunteți proaspăt părinți, vă recomand să mergeți să faceți o ședință dintre asta foto, pentru că mă gândesc că toți fotografii ăștia de nou născuți trebuie să se priceapă cu bebeii, că altfel n-ar face treaba asta. Și duceți-vă, unu, ca să aveți amintire cu bebele, pentru că sunt niște poze extraordinare pe care nu le puteți face acasă cu telefonul. Și doi, ca să vă liniștească bebele și să vedeți ce magie se întâmplă pe acolo, de nu vă vine să credeți, și poate luați vreun truc de la fotografi, pentru că noi cu Mădălina am fost super impresionați. Deci eu și Felix steam acolo pe canapea și ne gândeam, ăsta e bebelușul nostru? Bebelușul nostru stă așa? Chiar stă așa? Deci eram super uimiți. Și eu, sincer, și cu Felix, vrem să mai mergem la ea ca să facem și poze pentru Crăciun și poze pentru Paști și deja o să ne abonăm la ea, pentru că e fain să ai amintiri cu bebe. Voi ați văzut? Deci mie nu vine să cred. Și apropo, Carolina a crescut mult de atunci. Era așa de micuță, a crescut mult. Și e fain așa să te uiți în urmă, să ai amintiri cu bebelușul tău, să vezi cum arăta. Bun, ăsta a fost videoul pentru astăzi. Puteți găsi pe Mădălina pe Facebook sau pe Instagram, Mădă Crăciun Fotograf. Și dacă sunteți din Timișoara, bineînțeles. Eu sunt foarte, foarte încântată de ce am făcut. Chestia este că a durat o lună și ceva ca să le primim. Durează mai mult pentru că Mădălina a fost ocupată, dar rezultatul final contează, așadar noi suntem foarte, foarte mulțumiți, sunt foarte curioasă să văd ce părere aveți și voi despre pozele astea minunate, dar nu uitați că mai urmează multe pe Instagram, câteva pe Instagramul meu, dar majoritatea o să fie pe Instagramul Carolinei, așadar urmăriți-o și pe acolo. Noi vă pupăm și ne vedem în videoul următor! Pa! We'll be right back.